dragi prieteni, sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea. Vă invit să pregătim astăzi împreună o rețetă tare dragă românilor, care poate fi trecută la capitolul rețete tradiționale, rețetă veche, rețeta de pe vremea bunicilor, străbunicilor, de pe vremea dacoromanilor. Lăsând gluma la o parte, facem astăzi semințe prăjite, cu sau fără sare. Dacă v-am înveselit, dacă vă plac semințele prăjite, haideți să vă arăt cum se fac. Am aici cam 300 de grame de semințe de floarea soarelui, puse într-o strecurătoare și spălate la jet de apă până când apa a rămas curată. Le răsturnăm pe un șervet. Și le lăsăm așa 10 minute să se absoarbă excesul de apă. Mai avem nevoie de sare în cazul în care vreți să le faceți sărate. Le puteți lăsa simple sau cu sare, după dorință. Am pregătit tava de cuptor, tapetată cu hârtie de copt. Răsturnăm semințele. Vedeți că șervetul s-a pătat de la semințe. La 300 de grame de semințe voi pune o linguriță rasă de sare. Eu nu vreau să fie foarte sărate. Puteți adăuga o linguriță cu vârf de sare sau o lingură, dacă vreți să fie foarte sărate. Ideal este să fie sare grunjoasă. Atenție mare! Ca să se împrăștie sarea bine peste tot, mergem acum la cuptor. La foc minim, ca să nu se ardă, ci doar să se usuce foarte bine și să prindă gustul acela de semințe coapte. La cuptoarele pe gaz, foc minim, la cuptoarele electrice, undeva la 150-160 de grade, pe foc sus jos și cu ventilație. Dacă le veți face în tigaie, amestecați tot timpul, dar se va înnegri mâna. Făcute așa la cuptor, pur și simplu putem mânca semințe fără să ne murdărim. Coacerea durează aproximativ o oră. Gata, sunt semințele. Sunt prăjite, sunt ușor sărate, sunt crocante. Așa arată. Imediat se pot desface. Și sunt minunate de ronțăit. Ce bune sunt! Vă invit să prăjiți semințele acasă. Nu le mai cumpărați gata prăjite din comerț. Foarte ușor se fac și o să vedeți că sunt mult mai ieftine și mai gustoase decât în comerț. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă mai aștept să mai pregătim împreună și alte bunătăți. La revedere!